În fiecare an, în prima duminică din luna septembrie, vecinii bulgari comemorează bătălia de la Turtucaia. Dacă privim spre filele de istorie, aflăm despre bătălia care s-a desfășurat în perioada 1-6 septembrie 1916 între trupele române și trupele bulgare și germane, faptul că aceasta s-a încheiat cu înfrângerea trupelor române, care apărau capul de pod Turtucaia. Potrivit istoricilor, după ce aliata Germaniei, Bulgaria a declarat de asemenea război României, armata bulgară, pregătită din timp, se punea în mișcare împotriva celui mai vestic punct al teritoriului românesc de la sud de Dunăre, Turtucaia, oraș situat în fața Olteniței pe celălalt mal al Dunării care era considerat a fi bază de plecare excelentă în caz de atac românesc împotriva Bulgariei. Revenind în prezent, duminică 1 septembrie 2024, la cimitirul ostașilor din Turtucaia a avut loc un eveniment de depuneri de coroane. La evenimentul de comemorare au participat, pe lângă autoritățile bulgare și române, reprezentantul casei de ajutor reciproc a pensionarilor Ciurciu, Vasiliu Teodor, depunând coroană de flori, dar și reprezentanții Asociației Veteranilor de Război din Constanța, din partea bulgară, pe lângă primarul orașului Turtucaia. Dimiter Stefanov, au mai participat și Mitropolitul Naum din partea Mitropoliei Ruse, Kiril Boicev, directorul Muzeelor Istorice, secretarul general al Uniunii Democrată a Bulgarilor din România, Liubomir Nicolov, dar și alți bulgari din localitățile participante la război.